Din păcate, Carina a plecat. Nu m-am așteptat să fie nominalizată. În ultima clipă am avut o discuție, o mică discuție cu Emanuel și cumva am înțeles că vor nominaliza și ei trei într-o singură direcție. Mi-e tare mie că să ieșim doi la vot. Da. O fi. Doi războinici cu Elena? Da. Da. Pentru că așa sunt taberele acum și că vrem să vedem sau nu, astea sunt taberele. O să fie mai greu pentru mine, pentru sufletul meu, pentru că ce s-a creat între noi a fost ceva frumos, ceva real și cumva trebuie să recunosc că în toată această competiție ne-a fost un pic mai ușor din punctul ăsta de vedere, pentru că ne-am avut unul pe celălalt și ne-am susținut unul pe celălalt. Cred că pentru mine de până acum în concursul ăsta a fost cel mai greu moment din acest concurs pentru mine. Să îi strâng lucrurile, nu știu, deși știu că mai e foarte puțin și știu că o să ne revedem, e foarte, foarte dureros și doare extrem de tare, nu știu cât mă pot înțelege ceilalți, dar a fost un sentiment foarte ciudat să îi strâng lucrurile și să-i fac bagajele. O să-mi fie greu să mă pun să dorm, să mă trezesc. E greu. E foarte greu. Au fost foarte multe momente când pe traseu, din toate vocile războinicilor, îi auzeam vocea ei foarte puternică și mai ales la final o auzeam și îmi dădea putere. De multe ori am luptat pentru că am auzit-o pe ea. Și mai ales în ultima perioadă, mie mi-a fost foarte greu. Și pentru că e greu acest concurs, nu ai mâncare, e stresul foarte mare, cedez psihic și de foarte multe ori am acalmat. Bluza asta e a Carinei, nu? Da. Sunt copleșită de toate sentimentele pe care le trăiesc. Nu-mi vine să cred că am trecut peste al 7-lea Consiliu. Nu-mi vine să cred că, nu știu, ne este atât de bine într-un moment crucial, pentru că de aici încolo se întâmplă atât de multe schimbări pe care nici măcar nu știu cum să le gestionez. Încă un Consiliu a trecut. Felicitări, Elena, încă o dată. Eram sigur că nu o să plece acasă, exact cum ți-am zis. Doamne, de Cezar, deci nu știi câte sentimente și câte stări m-au acaparat iarăși. Adică am transpirat după ce, când mi-era foarte cald în Consiliu, am simțit că de vreo două ori am simțit că nu mai am suflu așa. Păi, aoleu, Doamne, mâncața gurița ta, Doamne, că nu mai este Elena, mă, asta descoace rând pe rând. Mă, asta a venit aici chiar să câștige Survivor. Voi vă dați seama că noi am fost scoși la număr de 6 concurenți din tabăra roșie și acum ce s-au gândit războinicii? Facem o strategie. Punem 2 fete, poate 2, o bat pe Elena. Nici 2, mă, nu pot să o bată. Nici 2. Mă bucur atât de mult că suntem în continuare împreună. Și eu. Nu vreau să știți cât mă bucur, deci vă jur, așa bine sufletească și parcă Dumnezeu a aranjat așa să fie lucrurile. Da. Deci nici mie nu-mi vine să cred uneori. Nu-mi dau seama dacă e realitate sau ce trăiesc este... Vis. E un vis, știi? Da.
consiliul a fost foarte intens. Intens pentru că am avut și o premieră, am fost doi războinici și un faimos. Îmi pare rău că a trebuit să scot un războinic și n-am scos un faimos, dar cumva se întâmplă că e al patrulea pe care îl scot. E a patra oară când se confirmă un lucru anume foarte evident. Și ideea este că oricum ieșim cu toții. Și asta știu și eu și știe toată lumea. Că ieșim unul câte unul și la un moment dat vor rămâne, cum s-a anunțat și acum, vor rămâne doi în finală care vor merita pentru că vor fi cei mai buni. E clar. Este a patra oară când ceilalți votează împotriva noastră. Și nu e dureros asta. E dureros doar că eu nu mă așteptam să fie votată Carina acum și până în ultima clipă am sperat să nu intre la vot, pentru că altfel eu mi-aș fi schimbat votul meu, aș fi votat strategic. Dar în momentul de față aveam doar două variante. N-aveam cum să votez Iancu, Emanuel sau Carina. Dar ce s-a confirmat? Faptul că erau evidente două grupuri. Dar tu de fiecare dată spuneai că nu faci parte din niciunul. Da. Clar, de patru ori la rând. Stai puțin și eu, aș putea să spun la fel. Dacă eu făceam parte din nu era evident. Nu, dar asta, noi am fost pe față. Dacă făceam parte dintr-un grup, nu stăteam cu voi să ascult ce aveți de zis despre ei sau ei. Și eu mă băgam într-un grup. Nu, dar nu e vorba... La vot, când vine vorba de vot, eu am votat numai, știi care e chestia. Totdeauna corect. Stai așa să zic. Da. Eu am avut o strategie de la bun început, strategie. Acum o numim strategie. Planul meu a fost de la bun început să fiu eu, să fiu natural, să fiu cum sunt eu acasă, dar să fac niște alianțe atunci când votez și eu întotdeauna am votat, în primul rând, cu cine am crezut eu că este bine și apoi, bineînțeles, că am votat cu binele. Dar eu știu cât ți se pare nedrept. E bine să votez. Nu, dar ideea este că e a patra oară când voi ați votat într-un sens. Nu e o problemă asta, nu e ceva normal, greșit, frate. Normal. Doar că pe mine unul, știi, neasumarea asta, că bă, eu nu sunt, dar de fapt votez în același sens. Nu. Votez. S-a întâmplat nu, așa, nu? Nu că s-a întâmplat, nu. Că mie, așa mi s-a părut corect să votez, lor li s-a părut așa să fie corect. Da, da, uite, de exemplu, asta înseamnă că cădem de comun acord că e corect. Dacă acum alianță împotriva mea este... Eu știam că o să fiu votată, eu mi-am asumat-o, sunt imună, mă duc a N oară în fața publicului, nu fac mare tamtam din chestia asta, nu trag pe nimeni la răspundere de ce m-ați votat, de ce nu m-ați votat și așa, mai departe, nu mă interesează. Îmi pare rău că a plecat Carina, dar ăsta este jocul, din păcate. Dacă votam cu Emma, eu cred că șansele erau mai mici să o elimine pe Elena. Pentru că tu ai mai trecut prin... Gata, lasă. Dacă iar bagi că eu aș fi eliminat-o pe Elena... Nu, stai puțin. Nu, pentru acolo vrei să bagi. Doar sau două variante. Eu. Bă, spuneți-mi dacă greșesc eu, Emi. Emma, te rog. Da, mă, dar din două variante. Am votat-o acum pe Lola pentru că Lola o să scoată pe Elena. Așa zice, dar nu. Ce, Emi, trebuie să votezi, să fim păcat cu să tu să știi că ai votat corect. Da, eu de ce am votat cu tine, Lola, că am și zis. Dar nu, nici nu te-am întrebat, nici nu. Eu am votat pentru că tu ai zis că îl susții pe Emi. Și că nu vrei să câștigi, tu îl susții pe Emi. Păi dacă vrei să-l susții, poți să-l susții și de acasă. Poți să-l și votezi pe telefon. Și de asta mi-a fost mie mai ușor să votez cu tine. Iancu m-a votat pentru că eu am afirmat că îl susțin pe Emanuel. Același lucru se întâmplă și de tabăra cealaltă. Carina nu ar fi votat niciodată Andrei și Andrei nu ar fi votat niciodată Carina. În schimb, dacă eu aș fi nevoită, eu aș fi votat Emi. Eu cu Carina am fost cei mai evident. Stai, că ne-am făcut un cubu și ne-am luat ținta pe spate. Acum Lola ce declară? Ținte, frate. Bro, eu zic ce declară Lola. A dat-o pe față. Emma a susținut pe Cristi, ea pe eu tine. Eu cu Lola n-aveam nicio treabă, frate, până acum când am văzut că, bă, voi chiar încercați să faceți acolo... Frate, vezi, spui cum vorbești. Dai rău și iartă. Nu, că n-am... Bă, nu o dau așa. Păi, ai văzut că am fost corect când a fost... Da, clar. Asta clar. Zic. Dar adică, pe mine, Lola, la faza cu Alice, Lola... cred că s-a văzut clar că... Și eu asta și atunci, și în momentul ăla, puteam să facem strategie. Da, frate, clar. Da. Eram șerp, lasă dar n-am vrut să fim, am vrut să fim corecți. Da, corect. Păi, bravo. Are un caracter frumos, dar cu toate astea nu poate să fie asumat.
Și de fiecare dată când ia anumite decizii, încearcă să ocolească sau să privească lucrurile sau să te facă pe tine să le privești dintr-un alt punct de vedere, unde se vede mai bine. El își dorește cu arzoare să câștige Survivor, dar băiatul meu, ai rămas singur, n-are cine să-ți mai speli, n-are cine să-ți mai calci, n-are cine să-ți mai facă de mâncare, ai rămas singur și numai tu cu Iancu. Apoi stai că mai ai 3 la tine în tabără, 3, da? Și 4 faimoși. Vorbea Dan și zicea, următorul concurent care va părăsi competiția Survivor este, și când a spus Carina, Amy mi-a dat mie una și o direcție, știi, eram așa, până la tine și eram, Doamne, 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 ce emoții. Și după aia am început să simt end of story love, cum iubirea la sfârșit. Chiar îmi curge, aoleo, nu mai pot. Povestea de dragoste s-a terminat. Aoleo, ce frumos a fost la Survivor. Cred că relația chiar a fost happy end. Nu știu dacă se vor mai întâlni vreodată. Cum, dacă ar fi la vot, tu n-ai fi votat cu Carina în niciun caz. Vota cu Emma sau cu Lola. Păi, da, mie corect și pentru și moral. Și pentru cei acasă, eu n-aș fi votat, aș fi votat cu Carina, cum am și făcut acum. Emma și Lola pentru mine sunt niște războinice și niște survivori adevărați. O să dau și motivele pentru care consider asta, dar asta consider și mai durează până să votez cu ele și nici nu cred că o să ajungem în punctul în care eu o să votez cu Lola și cu Emma. Eu, Emi, Cristi, Andy, mergeam pe plajă. Era așa, frumos, mare alianță zi, ce... și tot vorbeam, bă, ce facem, ce tare, tu vorbești cu Emma, tu vorbești cu Carina, de tu vorbești cu ăla, eu am pe Adriana și toată lumea, de să făcea strategia, după care să vinea în față și bă, haide să vorbim, uite, cu tare și cu tare, deci toată lumea pot să bag mâna în foc, că cu toții, când mergi, vorbești de toate altele, nu azi, nu mâine, nu poimâine, dar la un moment dat spui și chestia asta, bă, dacă ar fi... Pe cine să... Pe ce, cum ar fi mai bine? Pentru echipă, pentru a... S-a părut că a fost corect, am votat cu partea corectă. Dacă Andrei mi s-ar fi părut că... Dacă Andrei mi se părea că e un om corect și face totul pe bunătate și pe sinceritate, atunci, bineînțeles că intram în alianța aia. Dar așa mi s-a părut mie și consider că bunătatea întotdeauna o să triumfe, pentru că răutatea și minciuna au picioare scurte și poți să fugi de ele. Să simt prost. Ai înțeles că am rămas în competiție. Hai, îmi pare rău. Dar nu trebuie să te simți prost pentru că tu zici că vrei să fii în competiție. Stai puțin, stai puțin. Nu, pentru că acum parcă iarăși începem să ne tragem la răspundere. Dacă exact. Pleca o altă persoană, era ok. Eu îmi zic dacă doar părerea pleca... mea. Da, când undeva iar mă trag la răspundere. Adică... Mă lățărești pe Andrei că îl doare că a ieșit iubita lui, dar suntem la Survivor. Și tu ai zis-o, tu ai declarat singur. Eram sigur că o să vină momentul ăsta. Păi nu că eram sigur, am zis că știam că o să vină momentul. Da, mă rog! Ai zis că poți să faci diferența. Da! Haideți să facem diferența! Nu trebuie să mă gândiți că asta a fost o chestie greșită. Păi n-a fost. Din punctul meu de vedere, n-a fost nimic greșit. Ăsta e jocul, frate, și ce să dea nimeni socoteală. Eu asta zic. Am întotdeauna audat spre grupul Emma Lola. Emi a fost cel care a judecat situația și a trimis acasă, adică a nominalizat pe cine merita, din punctul meu de vedere. Carina chiar merita să plece acasă între toate fetele. Ea era cea mai slabă. Eu, din punctul meu de vedere, Emi nu-și asumă, frate. Ce nu mi-asum? Îți asumi strategiile pe care le-ai făcut, frate. Da, strategia mea de la bun început a fost să fiu eu. Oamenii care am demonstrat cine sunt, da, așa. Da, frate, am demonstrat cine sunt, că sunt un om. Că și eu aș vrea să fiu imparțial, să fiu ăla. Nu sunt imparțial. Să auzi tot ce se întâmplă și tu să-ți păstrezi ideea, bă, eu nu vorbesc, eu nu zic. Nu sunt imparțial. Eu înțeleg că e o strategie. Eu înțeleg că joci strategic și e foarte bine. Ăsta e jocul până la urmă. Dar te rog, asumă-ți. Când noi vedem aici foarte multe lucruri, auzim când se vorbește pe la colțuri sau așa mai departe. Nu înțeleg de ce nu este asumat și nu înțeleg de ce nu poate să fie până la urmă bărbat până la capăt. Dacă aș fi știut exact că voi dați în Carina, eu aș fi dat-o pe Emma. Înțelegi? Și am fi putut face o strategie pe Emma, că în calculele mele a zis, bă, Emma nu prea s-a arătat așa mult
vocal și așa, și știi prea bine. Chiar sunt sigur că Ema are foarte multă susținere. Abia aștept să-l văd pe Andrei acum, cu că Carina nu mai e în competiție, dacă rămâne la fel cum a fost până acum în integritatea lui, sau o să încearcă să se dea pe lângă alianța puternică. Urmează ultimele două jocuri de echipă, în care vom mai fi o echipă. Astăzi avem primul joc de imunitate, foarte important. Mai sunt astea două în care, ca echipă, trebuie să tragem cel mai mult, ca echipă. Da. Mai mult că oricând după aia să le câștigăm. Fiecare va fi individual. Nu o să vă mai zic să trag. Nu, mai stai, mă! O să ne lucrăm la psihicul cu altul. Da, deci în momentul ăla nu o să vă mai zic. Bă, haideți că... Nu! Bă, stați! Adică limite. O să luptați cum ar veni Emi cu tine, nu? Da, da. Emi. Niciodată, pentru prima oară. Fiecare va lupta cu fiecare, cum a zis Dan. Să luptăm împreună. Da. Eu voi lupta și cu Emi și cu Iancu și cu Cezar și cu cineva. Mamă, cum o să fie, bă! Dar poate să fie și fată băiat, nu? Nu. Voi să ai mâncat, ai câștigat reward, trebuie să câștigăm și astăzi. Mai avem două jocuri foarte importante de imunitate de care trebuie să le câștigăm. Eu știu că am dormit prost aseară. Și gândeam acum, îți dai seama că sunt ultimele joc de echipă la care chiar trebuie să fim super uniți ca ultima oară. Sudați exact ca ultima oară și până la capăt, fraților. Să reușim măcar să avem șansa să intrăm cu toții în final. Și ne-am apropiat la ultimele două jocuri pentru imunitate pe echipe. Astăzi vom avea primul joc pentru imunitate pe echipe și bineînțeles că echipa faimoșilor își dorește în continuare să câștige imunitate, pentru că de ce nu? Un războinic mai poate pleca acasă. Așa că până la ultimul. Chiar am avut un joc de imunitate frumos. Clar nu o să mai găsim unul care să fie și pe glumă și pe copilărie și pe, adică o să fie, vă dați seama, o să fie un traseu greu. Exact, o să fie un alt fel de traseu. Cum va fi traseu? Faptul că am mâncat, faptul că am schimbat puțin ambianța, am făcut duș, am dormit în pani, am uitat la film, adică... Am mai trecut din consiliu. Exact, tu ai mai trecut din consiliu, adică da, hai să mulțumesc. Vedem partea plină, hai să suntem chiar cu bateriile încărcate, hai să ne plângem de milă că mai avem foarte puțin. Da. Deci foarte, foarte, foarte puțin mai sunt. Două meciuri pentru imunitate de echipă, după care mai avem individuale și gata. Te vezi acasă cu ea. Nu trebuie să tragi acum mai tare. Și aici, dacă mai e vreo ceartă sau o neînțelegere, pe mine unul și nici pe voi vă sfătuiesc să nu vă afecteze. Pe teren trebuie să fim, da, să fie război. Bravo, bravo. Eu sunt de părere că ceea ce nu te doboară, te întărește. Și cred că acum sunt mai tare ca oricând. Din punct de vedere fizic, sunt pregătit pentru orice experiență, pentru orice, pentru orice încercare. Din punct de vedere psihic, sunt mult mai tare. Știu că am acasă susținerea și o simt și pe Carina foarte aproape. Război, deci pe teren și acolo, în fața tresori, trebuie să fim uniți și să... Da, da, da. Mai avem astea două jocuri. Așa, pe față. Exact. Vezi numai înainte. Să fim uniți și, da, și hai să ne dăm energia pozitivă către fiecare dintre noi. Să mai trimitem un faimos acasă. Doamne ajută-vă. Ăsta e primul pas? Da, o să zic 2 și unul pleacă din noi 2. Da. M-am întărit, o să lupt de două ori mai mult, pentru că o să lupt și pentru Carina. Mai avem două imunități pe care mi le doresc din toată inima și din tot sufletul ca echipa războinicilor să câștige. Sunt ultimele două jocuri de echipă în care putem să arătăm ceea ce suntem. Hai să ne pregătim ușor, ușor. Iar ca de obicei, da. Motivați. Să, bun, să ne motivăm, da, unii pe alții. Iancule, ia-ți mânecile. Au! Să fim așa în continuare, motivați, că e zahărul în sânge. Da. Cât mai e, da? Păi atunci ce facem? Hai să ne punem odinii puțin și hai să ne pregătim de joc, da, nu? Doamne ajută! Hai! Hai, dă-te! Tot la scândură, tot la scândură, dar până când, fetele mele, că se termină Survivor, mergem acasă!
Vrem să câștigăm ultimele două jocuri de imunitate, să încheiem competiția exact cum am început-o, prin victorii. Vă mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați de canalul nostru de YouTube! Link-ul e aici! Iar mai multe detalii aici sau aici!